Bobița și Buburuza prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Păianjenul de peșteră. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar adunau frunze colorate în pădure. Deodată au auzit un plâns. Și tu ai auzit asta, Bobiță? Întrebă Buburuză. Da, vine din peșteră, să intrăm și să vedem cine plânge. Au intrat tot mai adânc și le era teamă. Deodată au văzut de unde venea plânsul. O mică gâză de flori era cea care plângea. Ce s-a întâmplat cu tine, gâză mică de flori? De ce plângi? M-am pierdut prin peștera asta întunecată. Nu găsesc ieșirea. Cum ajung acasă în căsuța mea cea mică? Se smiorcă ea gâzuța. Cum te cheamă? Întrebă Bobiță. Sunt Biluță. Haide, nu fi trist. Nu fi trist, îți arătăm noi drumul spre căsuța ta. A spus amabilă Buburuză și îmbrățișă gâza. Deodată se auziră sunete ciudate și înfricoșătoare din adâncul peșterii. Toți cei de acolo se luară în brațe de frică. În clipa următoare, apăru un păianjen mare și veninos, care strigă furios înspre ei. Cine m-a trezit din somn? Ce căutați în peștera mea? Să fugim! Strigă Baltazar și toți o luară la fugă. Veniți să ne ascundem aici! Zise Buburuză îngrozită. Toți s-au ascuns după o stâncă. Spre norocul lor, păianjenul nu-i observă. Dar Biluța a început să plângă, iar păianjenul văzut grupul care se ascundea la perete. Bobiță, Buburuză, Biluță, Baltazar și Fulgușor au luat-o iarăși la fugă cât de repede puteau. Dar vai, Baltazar s-a împiedicat de o piatră și păianjenul i-a ajuns din urmă. Bobiță își apăra curajos prietenii cu o creangă ascuțită. Pleacă de aici, păianjen urât! Striga el. În timp ce Bobiță distrăgea atenția păianjenului, Fulgușor și Baltazar fugeau de jur împrejurul acestuia cu o frânghie lungă. Buburuză îl apăra pe Biluță ca păianjenul să nu-l ajungă. Ai dat de belea! Zise Baltazar. Păianjenul încercă să se elibereze din strânsoarea funiei, dar nu reuși. Apoi, la un moment dat, începu să plângă. De fapt, n-am vrut să vă fac niciun rău. Niciodată n-am făcut vreun rău cuiva. Eram doar supărat pentru că m-ați trezit. Vă rog, dați-mi drumul. Vă voi arăta ieșirea din peșteră. Chiar nu ne faci vreun rău, ne promiți? Întrebă Bobiță. Da, vă promit. Haideți, urcați pe spatele meu să vă scot de aici. Toți s-au așezat pe spatele păianjenului și în scurt timp au găsit ieșirea. E timpul să ne luăm rămas bun. Să mai veniți și altă dată în peștera mea. Mulțumim pentru ajutor, păianjenule, spuse Fulgușor. Între timp, Biluță a dormit în brațele lui Buburuză. Ce ne facem acum cu el? Întrebă îngrijorată Buburuză. Să-i facem un cărucior, propuse Bobiță și se apucară de treabă. Au făcut căruciorul din coajă de castană și roțile din crenguțe tăiate. Oare unde o fi căsuța lui? Știu eu! Strigă Fulgușor. Când au ajuns la căsuță, Biluță se trezi în cărucior. Ia te uită! Asta e căsuța mea! M-ați adus acasă! Vă mulțumesc frumos! Noapte bună, micuțule Biluță! Și altă dată să nu mai mergi singur în peștera întunecată, căci te vei pierde din nou! În semn de rămas bun, îmbrățișară mica gâzuță de flori. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu.
alunele pierdute. Salut, Bobiță! Grăbește-te să mergem la Reghiu să ne luăm rămas bun de la el înainte de a începe somnul de iarnă, a zis Buburuza fetița mămăruță. Bobiță și-a pus căciula, fularul și mănușile, apoi cei doi prieteni au pornit spre scorbura veveriței Reghiu. Veverița stătea pe o creangă. Vrem să ne luăm rămas bun înainte de a te retrage în scorbură pentru iarnă, a strigat Buburuză. Veniți să bem un sirop de adio și să ronțăim câteva alune, își invită Reghiu prietenii. Vă arăt câte delicate se-am adunat pentru iarnă. Cămara e plină. Dar vai, cămara e complet goală. Ajutor, unde au dispărut alunele, nucile? Unde sunt conurile, ghindele și stafidele? Priviți, cred că pe aici au dispărut alunele, a arătat Bobiță spre o gaură din colțul cămăruței. Cineva a rost trunchiul copacului, a strigat Buburuză. Eu știu cine a fost, a adăugat băiatul Melc. Nu te teme, Reghiu, îi vom căuta chiar acum pe răufăcători și vom găsi alunele pierdute. Și nucile, conurile și ghindele, se văita veverița mai departe. Cei doi prieteni au și pornit spre livadă. Dinspre livadă se auzeau râsete. Poftim, ei sunt răi toată ziua, fac numai șotii, bodogăni Buburuză. Chiar și acum se gândesc la o răutate, aprobă Bobiță. Cineva a aros o gaură în trunchiul copacului lui Reghiu, acolo unde este cămara de alimente. Toate alunele adunate s-au rostogolit prin gaură. Nu voi ați fost? A întrebat Bobiță. Vai, n-am vrut să facem rău. Noi doar am rost, n-am știut că acolo este cămara cu alimente, se scuză parazitul mezin al lemnului. Vă putem ajuta cumva? Veniți! Trebuie să găsim alunele pierdute. N-avem mult timp, în curând va ninge și atunci nu vom mai găsi delicatesele pierdute. Să ne grăbim! S-a uitat cu atenție la trunchiul copacului. De aici s-au rostogolit alunele, au alunecat pe deal în jos, a explicat Bobiță. La poalele dealului, amicii au găsit delicatesele. Ce bine! Se bucură veverița. Acum mă rog să aduceți fiecare bucată înapoi în scorbura mea. Eu vă ajut cu o scândură, le-a spus Reghiu micilor rozătoare și s-a apucat de treabă. Alunele, nucile, ghindele au fost cărate pe rând către scorbură. Au ajutat și Bobiță și Buburuză, dar degeaba s-au grăbit. A sosit seara și un morman mare se mai afla jos la poalele dealului. Nu vom termina niciodată, a oftat una dintre micile rozătoare. Ne-ar prinde bine puțin ajutor, a adăugat cealaltă. Bobița a sărit în sus și fără un cuvânt a luat-o la fugă. Când s-a întors avea cu el trompeta. A suflat în trompeta atât de tare încât l-au auzit toți locuitorii pădurii. În curând, locuitorii pădurii s-au adunat cu mic cu mare. Bobiță s-a urcat pe un bolovan și le-a povestit ce s-a întâmplat cu alunele adunate de veverița Reghiu. S-au rostogolit! Trebuie să le ducem înapoi în scorbură. Dacă muncim cu toții, până diseară vom fi gata. Start! A strigat Bobiță și a ridicat o alună din morman. A aruncat-o spre Buburuză, ea spre rozătoare, ele către albinuță, albinuța către libelulă și așa mai departe, din mână în mână. Când a ajuns luna pe cer, fiecare alună, ghindă, nucă și castană de la poalele dealului au ajuns înapoi în cămara de alimente a veveriței Reghiu. Veverița a pus la loc și ultima castană. Mulțumesc! Cămara de alimente este iarăși plină. Ce bine că am atâția prieteni. În curând va ninge. A sosit timpul să mă întorc în scorbură pentru iarnă. Ne întâlnim la primăvară, a spus veverița. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Un joc de societate.
Într-o zi de primăvară, Bobiță juca un joc de societate cu Fulgușor. Un drum lung șerpuia pe tabla de joc de la șoricel până la bucata de cașcaval. Câștigă jucătorul al cărui pion ajunge primul la cașcaval, a spus Fulgușor. Bobiță a început jocul, arunca zarul și muta pionul. Apoi venea rândul lui Fulgușor, arunca și muta. Am câștigat! A strigat băiatul Melc când pionul său a ajuns la bucata de cașcaval. Bine, ai câștigat! Hai să mai jucăm o dată! I-a propus Fulgușor. Bobiță a câștigat și runda a doua. Am câștigat, am câștigat, am câștigat din nou! Se mândrea băiatul Melc. Hai să mai jucăm o dată! Și-au luat-o de la capăt. În runda a treia, Fulgușor a ajuns prima la țintă. Am câștigat! Bobiță, în sfârșit eu sunt câștigătoarea, spuse Fulgușor mulțumită. Atunci Bobiță s-a îndepărtat, s-a ascuns sub crengi și a aruncat zarul în așa fel încât Fulgușor să nu-l vadă. Am dat 6! A spus el cu mândrie, dar Fulgușor a protestat. Nu e cinstit, Bobiță, aruncă în așa fel încât să văd și eu. Nu! Ba da, aruncă din nou, Bobiță. Bobiță a dat din nou cu zarul. Zarul arăta acum cifra 2. Bobiță a rămas în urmă, iar runda a fost câștigată din nou de Fulgușor. Nu e corect, eu vreau să câștig, trișezi. Dar, Bobiță, tocmai asta este ideea jocului de societate. Câștigă unul, apoi celălalt. Nu poți fi întotdeauna câștigător. Ba da, vreau să câștig de fiecare dată, a strigat Bobiță. Și de ciudă a trântit cu jocul de pământ. Ei bine, atunci joacă-te singur, a zis fetița fluturaș și i-a întors spatele Melcului. Îmi va fi mult mai bine singur, spuse Bobiță. Arunca cu zarul, apoi muta, arunca din nou și muta din nou. Și-a câștigat astfel pe rând toate rundele. Dar s-a plictisit repede de joc. Și-a așezat ursulețul de pluș lângă el, dar nici ursulețul nu era un adversar interesant. Într-un final, Bobiță a pornit în căutarea lui Fulgușor. Nu e bine singur, se gândea el trist. Fetița fluturaș era pe câmp. Se juca împreună cu Buburuză, cu Biluță și cu Baltazar. Pot să mă joc și eu? A întrebat Bobiță timid. Păi, știi, Bobiță, dacă te joci nu e sigur că vei câștiga tu și n-aș vrea să trântești cărțile pe jos. Apoi Fulgușor i-a strigat. Bobiță, poți să te joci dacă promiți că nu te superi în caz că nu câștigi tu. Bine! Bobiță a acceptat și s-a apropiat în fugă de ceilalți. Au jucat cărți împreună până s-a lăsat seara. Uneori câștiga Bobiță, alteori Fulgușor, dar Biluță, Baltazar și ceilalți au câștigat și ei câte o rundă. Bobiță era fericit că se juca cu prietenii săi și nu mai era supărat dacă nu câștiga. Deodată zbură pe acolo Vendel, băiatul rădașcă, și le strigă de la înălțime. Priviți, am cioplit niște frigărui! Haideți să facem un foc să prăjim mere! Cu toți au apreciat această idee. A venit și Dima, gândacul cartofilor. Au feliat merele și le-au înfipt în frigărui, iar când flăcările s-au potolit și a rămas doar jăraticul, au început să frigă fructele. Au fript și au ronțăit toate feliile de măr. Bobiță i-a dat lui Fulgușor ultima sa felie de măr. Dar ar fi vrut să-i spună ceva drăguț fetiței fluturaș, dar i-a zis doar atât. Poftim, ți-o dau ție. Când au terminat merele, ei și-au vârât frigăruile în jăratic și cu capetele luminoase ale bețelor au desenat fel și fel de modele pe cerul întunecat.